Cu 1500 de ani până la nașterea lui Hristos, Herodot a numit acest râu Parata. De la el îi se trage numele de astăzi Prut. Firește, acesta nu e fluviul cel mai deosebit de pe harta Europei. E de 4 ori mai sărac în apă decât vecinul său Nistru, de 2 ori mai scurt ca Dunărea în care se varsă. Râul Prut. Poate nu-i cea mai frumoasă scurgere, în schimb e cel mai închis fluviu. Aproape o jumătate de secol, el doar una știe, a fi frontieră. Marul drept e România, cel stâng, Republica Sovietică Moldova. Apele lui, sărutând malurile, fără abatere, se cotilesc în Dunăre de la nord spre sud. Meridianul Prut, hotarul. Și meridianele, și frontierele au misiunea de a despărți, a delimita, precum și a îngrădi. A îngrădi uneori nu numai întinsurile, ci și oamenii. Prozatorul moldovean, Serafim Saca. Saca s-a născut și a crescut în nordul Moldovei, acolo unde Prutul capătă vigoare și are gard înalt și ghimpos ca în gulag. Pe acest pământ, lângă această apă, au trăit din neguri de vremi strămoșii lui fără să cunoască vreun hotar. Pe marele neam al lui Saca, l-a despărțit în români și moldoveni, nu sârma ghimpoasă, l-a despărțit timpul. Abia după ce a încărunțit Saca, a călcat pe malul de după îngrăditura ghimpoasă. În sfârșit, el a poposit la râul copilăriei sale. Eu mi-amintesc, eu m-am oprit tocmai la locul unde am simțit că trebuia să fie părul acela. Și ce bine îmi pare că te-am întâlnit pe tine și tocmai mi-ai spus că uite acolo e. Uite, aici a trecut foarte multe veri ale mele, cu gândul numai cu ochii la apă, pentru că nu puteam ajunge din cauza acestor sârmi, nu puteam ajunge la apă și învățam în gând. Dar tu ți-ai minte când au pus sârma? Dar n-am adus sârmă, sârma a fost scoasă de la gardurile oamenilor din sată. Așa, sârmă simplă. Asta e mai complicat, asta e sârmă de... Asta e făcut de acum așa, gospodărește. Uite aici, țin minte foarte bine locurile acestea călcate. Da. Cred că n-are rost să mă urc mai sus, pentru că de la această aproximativ înălțime priveam cândva de mult, de foarte mult, din părul lui Lisei Dârnic, din părul rotat, gros și care nu mai este astăzi, priveam la apa Prutului, cea închisă pentru copilăria noastră. Cu o jumătate de binoclu la ochi, în apa și peste apa Prutului. Iată, vedeți un copăcel pe meridianul Prut.
va crește mare. Dar cine poate spune de care parte a pomului fructele sunt mai dulci? Două maluri, două popoare, două state și o singură limbă, o istorie, o cultură. De aproape nu le-am observat. Suntem la Mănăstirea Putna, locul de odihnă veșnică a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, așa cum o numește poporul. Putna a fost numită Templul Conștiinței Naționale, izvor de pietate și de întărire sufletească. Despre Ștefan cel Mare știm cu toții că a creat o epocă pentru întreaga Europa. Știm că a fost numit de popor mare și sfânt, soarele Moldovei, părintea neamului nostru românesc și uragan cu pumnii strânși când trebuia să-și apere drepturile naționale și ființa neamului. De aceea poporul nostru, după cinci veacuri, îi păstrează un cult deosebit, un respect deosebit, îi păstrează o amintire, îl iubim și îl vor iubi și urmașii noștri. Ion Hadârcă, poet, președinte al Frontului Popular din Moldova, prim vicepreședinte al Sovietului Suprem al Republicii. Pasăre Phoenix este Moldova, țară născută din neființă. Ce paradoxală și ce ridicolă continuitate! Stalin și stalinismul preluat de Brejnev, fostul prim secretar aici în Moldova. Pentru unii, stalinismul înseamnă trecut înjurat. Pentru alții, un prezent neînțeles. Sunt doritori care tind să-l promoveze în viitor. Că doar a venit timpul să durăm ziua de mâine. Și aici, la Prut inclusiv. Prutul totdeauna a fost în centrul evenimentelor europene. Și pe vremea lui Ștefan cel Mare. Și pe timpul lui Petru I și a tovarășului său de luptă Dimitrie Cantemir. Și atunci când se reîmpărțea Europa. Și iată-l, s-a domolit. E frontiera liniștită? Lângă casa lui Serafim Saca, în prima dimineață a războiului, a căzut primul ostaș grănicer. De acum, în august 1944, unitățile noastre militare pentru prima oară au trecut frontiera de vest. Și în curând, la Prut, timpul s-a oprit în loc. Noi nici aici n-am zidit. Noi am făurit, desigur, în numele generațiilor. Și, făurind îngrădituri, am năruit legături vechi de pe timpul dacilor.